Ciobanii și reprezentanții Ministerului Agriculturii au ajuns la un acord în ceea ce privește numărul de câini de la stână. Oierii vor avea dreptul să aibă 6 câini dacă au 300 de mioare, dar numărul poate crește dacă sunt mai multe oi, a precizat Achim Irimescu, ministrul Agriculturii. La 300 de oi au 6 câini, iar pentru fiecare 100 de oi încă un câine. Deci, practic, la 1000 de oi pot să aibă 13 câini. Toți știm că oierii noștri se confruntă cu atacuri din partea șacalilor. Șacalii s-au înmulțit foarte tare, mai mult decât lupii. De asemenea, trebuie reamintit că România deține jumătate din populația de urși a Europei, 6.000 la număr. Spre urmare, oierii au mari probleme, mai ales în perioada transumanței. Pentru a intra în vigoare însă, propunerea trebuie votată în Parlament. Limitarea numărului de câini de la stână a provocat proteste aprinse la sfârșitul anului trecut. Atunci, aproape 4.000 de ciobani au contestat inclusiv în Palatul Parlamentului noua lege a vânătorii, care prevedea amenzi pentru oierii care au mai mult de 3 câini la stână. Ulterior, guvernul a amânat intrarea în vigoare a articolelor care i-au nemulțumit pe ciobani. 3.000 de producători agricoli și de reprezentanți ai industriei alimentare ar fi trebuit să ia parte astăzi la un protest organizat de Federația ProAgro. În ultimul minut, protestul a fost anulat. Decizia a fost luată după ce reprezentanții guvernului au dat asigurări că vor revizui prevederile legii privind reciclarea ambalajelor, care i-a nemulțumit pe producători. În cadrul discuțiilor avute luni cu reprezentanții autorităților, a fost agreată constituirea unui grup de lucru care să aibă ca obiectiv elaborarea unui proiect legislativ aplicabil anului 2016, acceptând propunerea de instituirea unei ecotaxe diferită în funcție de materialul ambalajului, aplicată la cantitatea pusă în piață de către operatorii economici, plătibilă direct către administrația Fondului pentru Mediu. Este mesajul transmis de reprezentanții Federației Producătorilor din Industria Alimentară, potrivit specialiștilor de la agroromania.manager.ro. De asemenea, în ceea ce privește obligațiile de plată aferente anului 2015, transferate operatorilor economici ce pun pe piață produse ambalate, deși sarcina aparținea organismelor de transfer a responsabilității, viceprim-ministrul Costin Borc a propus înființarea în regim de urgență a unui grup de lucru coordonat de Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Reprezentanții Federației subliniază că, în cazul în care reprezentanții guvernului nu se vor ține de cuvânt, vor organiza un protest de mari dimensiuni, menit să atragă atenția asupra neonorării angajamentelor asumate. La acel meeting ar urma să participe salariații din societățile direct afectate de noua legislație, spun reprezentanții ProAgro. Suntem otrăviți cu produse care ajung în România din țări din Uniunea Europeană. Nu o spunem noi, ci chiar ministrul Agriculturii Achim Irimescu. Șeful MEADR a declarat război mafiei fructelor. Într-o intervenție televizată de la începutul acestei săptămâni, Irimescu a spus că trebuie găsite soluții pentru a combate acest fenomen. Din păcate, o parte dintre produsele pe care le consumăm sunt otrăvite. Sunt o serie de produse care vin și din alte state și care nu respectă normele europene. În 2012 chiar am identificat un număr de camioane care veneau cu grapefruit din Turcia, fructe care aveau limita de pesticide depășită, deci o travă. Am declanșat controlul la frontieră al fructelor și legumelor care vin din alte state pentru a stopa astfel de transporturi. Noi avem autoritatea sanitar-veterinară care efectuează controlul, dar nu ne putem face mari iluzii, pentru că doar 10% din fructele și legumele care intră în România se pot controla potrivit legislației Uniunii Europene, a declarat la Realitatea TV ministrul Agriculturii. Acesta a mai precizat că, potrivit legislației, autoritățile nu pot controla transportatorii care sunt în tranzit prin România, aceasta fiind una dintre problemele care necesită o soluție urgentă. Potrivit ministrului, s-a propus acum câțiva ani să fie urmărite prin satelit sau prin GPS pentru a exista asigurări că nu descarcă marfa în România. Însă pentru asta trebuie modificată legea. Până acum nu s-a modificat, a explicat Achim Irimescu. Domnul Tănăsescu, sunteți directorul Direcției Agricole. Știm că în această perioadă Direcția Agricolă și, de fapt, Direcțiile Agricole în general stabilesc normele de venit pentru agricultori. Ce ne puteți spune în legătură cu acest subiect în județul Gorj? Veniturile din activitățile agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit, în conformitate cu prevederea articolului 73 din Codul Fiscal, cuprind veniturile realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. Deci aici se adresează aceste norme de venit, din cultivarea terenurilor deținute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arendă. Aceste norme de venit se stabilesc pe unitatea de suprafață, respectiv hectarul, cap de animal, respectiv familie de albine. Aceste propuneri de norme de venit sunt întocmite anual de către Direcția pentru Agricultură, Gorj, iar pentru anul 2016, acestea, în urma unor discuții constructive, spunem noi, cu asociațiile, forme asociative din județ, respectiv Asociația Producătorilor Agricole de Cereale, Asociația Crescătorilor Ovine și Caprine, Asociația Crescătorilor de Albine, iar și Asociația Crescătorilor de Taurine, câteva exemple,
Spuneam că noi am înaintat Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj și aceste norme de venit în vederea aprobării și publicării acestora. Dacă pot să vă dau câteva exemple comparativ cu anul trecut, vă rog. Ne referim la suprafața destinată producției vegetale, la cereale, știm că până la 2 hectare nu sunt supuse impozitării, deci suprafața care depășește 2 hectare, dacă anul trecut această normă de venit a fost de 230 de lei, anul acesta a rezultat o normă de venit, în urma unor calcule, după niște formule, după niște normative clare, înaintate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la legume în câmp, dacă peste anumită suprafață, de spuneam noi, peste 0,5 hectare, dacă am avut anul trecut 1.800 de lei, acum avem 1.100 de lei, la pom pe rod, peste un hectar jumate, deci până la un hectar jumate nu se impozitează. Norma a fost anul trecut 1.500, anul acesta 1.200. În ceea ce privește pe cap de animal, spuneam, aici sunt beneficieni și de această secetă din anul 2015, unde producătorii agricoli, crescătorii de animale, în primul rând, au fost puternic afectați. Observăm, de exemplu, la vaci, unde se impozitează peste două capete, dacă anul trecut am avut o normă de 390, anul acesta a rezultat o normă de 270. La oi, peste 50 de capete, dacă anul trecut am avut o normă de 40 de lei, anul acesta a fost de 27 de lei. La capre, peste 25 de capete, norma anul trecut a fost de 40 de lei, anul acesta 27. Și ca să închei și la albine, peste 75 de familii, până la 75 de lei nu se impozitează. Dacă anul trecut am avut o normă de venit de 30 de lei, anul acesta a rezultat o normă de 18 lei. Deci, în concluzie, spunem noi că venim totuși în întâmpinarea acestor producători agricoli, acestor fermieri, care, bineînțeles, știm că au fost greu încercați în anul trecut, mai ales în vară, datorită acelei secete prelungite. Cu alte cuvinte, impozitele vor fi mai mici decât anul trecut. Practic o să-i ajute pe acești fermieri. Ultima mea întrebare, domnul Tănăsescu, este dacă ați avea un mesaj sau dacă ați avea ceva important de transmis prin intermediul nostru către fermieri, către agricultori. Suntem aici, cu toate că am rămas într-un număr mai redus, suntem zi de zi alături de ei. Dacă au nevoie de noi, suntem, știu unde să ne găsească. Bineînțeles, alături de celelalte organe care lucrează în agricultură, noi îi sprijinim mereu, pot să apeleze oricând la cunoștințele noastre, îi îndrumăm acolo unde au nevoie. Și ce să spunem, să sperăm că anul acesta, cu toate că vedeți că avem un an, zicem noi, cred, capricios, din cum am început, vedeți, este o iarnă atipică, cu mai mult cu ploi decât cu temperaturi superioare față de ce ne așteptam noi anii trecuți, când aveam temperaturi negative totuși dimineața și ziua, și acest strat protector de zăpadă care, vă spuneam, că ne-a ajutat și în acest an să trecem cu bine peste aceste condiții vizeje ale acestui an. A început cursa fermierilor olteni de a scoate primii legumele autohtone în piețele din județ. Cei mai harnici dintre ei au deja verdețuri în solarii. Mai mult de atât, în cel mult 2 săptămâni, ei vor începe plantarea răsadului de tomate sau ardei în solariile unde există o sursă de încălzire, potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Nouă. Specialiștii spun că tomatele și ardeiul vor fi replantate la distanțe mai mari în solarii după 20 februarie. Condiția ca aceste plante să reziste în această perioadă, când vremea este în continuare capricioasă, este ca fermierul să dețină o centrală în solar. Tot în această perioadă se plantează varza extratimpurie, legumele autohtone din acest soi urmând să ajungă în piețe la începutul lunii aprilie. Primele tomate autohtone vor ajunge în piețe în luna mai, fruntași fiind legumicultorii din sudul județului, de la Izbicieni, Giuvărești și Scărișoara.
Investițiile în domeniul agricol, cum ar fi pomii fructiferi sau produsele bio și investițiile în sectorul auto, comerțul online sau dezvoltarea de software, sunt variante viabile pentru 2016. Cel puțin acestea sunt rezultatele unei analize Wise Finance Solutions, referitoare la cele mai potrivite domenii în care să investească antreprenorii din România. Analiza Wise Finance Solutions arată că o modalitate alternativă pentru a intra în piață, demnă de luat în calcul pentru antreprenorii mai curajoși, ar putea fi achiziționarea unei francize naționale sau internaționale, când vine vorba de domeniile în care se poate investi cel mai bine, folosind ajutoare de stat sau proiecte pe fonduri europene. Acestea trebuie să fie cele în care antreprenorul consideră că poate genera profit pe termen mediu și lung, pentru asigurarea îndeplinirii indicatorilor financiari. Printre sectoarele economice cu potențial competitiv se numără turismul, procesarea alimentelor și băuturilor, energie și management de mediu, dar și agricultură, silvicultură, pescuitul și acvacultura. Fie că este vorba de producție agricolă, comerț online sau exporturi de produse precum vin, dulciuri, cosmetice sau detergent, România este deja prezent și pe piața internațională. Mărci bine cunoscute în industria locală a bunurilor de larg consum ajung la consumatorii din China sau Statele Unite ale Americii. Sub aspect termic, perioada se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în aproape toată țara. Rezerva de umiditate accesibilă plantelor de grâu de toamnă pe profilul de sol 0-100 de centimetri se va încadra în limite satisfăcătoare pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. În majoritatea regiunilor, la culturile de câmp și speciile pom viticole, se va continua stadiul de repaus biologic. Pe fondul menținerii temperaturilor maxime mai ridicate din aer și sol, procesele vegetative la cerealierele de toamnă se vor desfășura lent, îndeosebi în nord-estul și sudul țării. În toate plantațiile, speciile pomi viticole își vor continua starea de repaus biologic. Specialiștii recomandă efectuarea controlului viabilității plantelor la culturile de toamnă, precum și a evoluției mugurilor de rod la speciile pomi viticole. De asemenea, fermierii trebuie să aplice îngrășămintele minerale pe bază de azot și potasiu la culturile de toamnă, înființate în perioada optimă.